Salutare tuturor! Dacă vă întrebați ce am mai făcut în ultimul timp, n-am mai postat pentru că am făcut un penic ce să fac, asta știu cel mai bine, dar îmi bat capul cu toată chestia asta și deja sunt sătul. Ce am făcut, dacă vreți să vedeți cum arată un colț la o fundație, la o casă de cu structură destul de ușoară, din BCA, fără placă și cu o marsată probabil în lemn. Deci și o casă foarte ușoară, cam așa arată un stâlp de sperice aici. Nu mai zic că fierul, am folosit, sunt 3 bare de 14 aici, mai sunt 3 bare de 14 jos și încă 4 bare de 10. Deci în total sunt 10 bare, 10 bări, bare, cum dacă să zice, mă corectați voi, bări, 10 bări de fier. Și în mare au fost folosite întregi, îndoite doar la capete aici și vă dați seama, și destul de greu de măsurat. Nu mai zic că etrierii sunt în 10 în 10 și sunt undeva la 300 de etrieri. Faceți și voi socoteala la câte legături trebuie să facem, plus pe stâlp, plus pe colțuri, deci undeva la 4000 de legături în toată măgăoaia asta. Plus că este foarte dificil de mers cu pământul ăsta în mijloc. A căutat un excavator, dar n-a găsit pe nimeni, toți erau ocupați și aici a trebuit să curețe singur ca să putem să facem, să întărim cofragoare cum pe exterior. La interior probabil vor folosi cupoane pentru că, na, cum să faci cu lemn, cu ce este aici. Dădesubt, sub fier beton, ca să-l ținem la distanță, am folosit chestiile astea, le vedeți, sunt acolo. Sunt speciale pentru niște distanțiere, ca să nu se așeze fierul direct pe beton, să intre puțin beton acolo. Oricum trebuie să spălăm și fundația asta pentru că este destul de murdară și tot plouă. Cam așa arată ghetele, dacă vreți să vă dați seama cum lucrez, pentru că știți și voi ce vreme am avut în ultimul timp. Au fost zile când am venit, a trebuit să plecăm acasă, am stat până la prânz sau am lucrat în ploaie. Eu am venit de dimineață și m-am cumpărat niște lemne acolo și m-am apucat și am făcut partea asta. În general, iese destul de bine, am tras o frânghie și merg pe acea frânghie și le așez pe toate. Problema o să fie destul de mare cu turnatul betonului. Vedeți și voi, distanța este foarte mică și cred că o să las pe proprietar de data asta să țină trompa la elefant, pentru că data trecută, când a venit băiatul acela cu elefantul, l-a rugat să lase mai jos, el pur și simplu turna betonul de aici. Vrea să toarne aici, îmi ținea capul la elefant și trompa. Și mă, îți dai seama, când lovea cimentul, făcea din cap până în picioare, mă umplea de ciment. Așa că de data asta las pe proprietar să vadă și el cum e. Și i-am explicat o chestie, bineînțeles că aici, vedeți, nici n-ai cum să bagi mâna ca să legi fierul. Asta fierul sârma de jos, așa că încă o cheltuială în plus, l-am pus să cumpere bări înfiletante, vom băga două bări, probabil una mai jos, undeva, cam aici, sub, deasupra la asta, și una probabil deasupra aici. O să facem din 60 în 60 de centimetri, exact cum am pus și întăritoarele astea, nu știu cum se numesc, aici vom prinde acele bări înfiletante. Deci muncă de neam prost. Deci totul este total pe dos și vă spun o chestie, dacă știam că vrea să facă fierul așa, cu siguranță nu mai veneam să-l ajut, dar acum faptul este consumat. Nu știu ce diriginte de șantier are, nu știu de ce se exagerează așa de mult, sau probabil sunt eu prost și așa se face. Și toată viața am făcut totul greșit. Cam asta este. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Dacă aveți o întrebare, lăsați-o jos în comentarii și probabil o să ne vedem după ce termin de cofrat și de turnat aici. O zi plăcută și la revedere!